În Olt se distribuie în prezent 8.000 de carduri de sănătate, în jur de 7.000 fiind carduri tipărite recent, iar 1.000 retipărite după ce mai mulți olteni le-au pierdut. Concomitent cu creșterea numărului de solicitări de carduri, s-a redus și numărul celor care, din diverse motive, le refuză. La această dată, numărul oltenilor posesori de card de sănătate a depășit 300.000. Carduri dintre care stoc la acest moment, la casă, la momentul acesta, mai sunt 2.358 de carduri nedistribuite. Cea mai mare parte dintre ele sunt pentru persoane care nu sunt în țară, din câte am verificat și noi, sunt plecate în străinătate, o parte dintre ele, în momentul în care se întorc în țară, vin și își revendică aceste carduri. Pentru persoanele care au refuzat cardul național de asigurări sociale de sănătate, au fost eliberate 879 de adeverințe de asigurat pentru persoanele care refuză în mod expres din motive religioase de conștiință primirea cardului național. Pentru aceste persoane, valabilitatea adeverinței de înlocuitoare de card este de 90 de zile. La 90 de zile, acești asigurați trebuie să se prezinte pentru retipărirea adeverinței de asigurat, cu mențiunea că și dintre aceștia, o parte, deci din cei 879, aproximativ 200, au venit și și-au ridicat cardurile. Până la urmă au renunțat la povestea cu obligația religioasă și au venit și au ridicat cardurile. Din păcate, deși distribuția cardurilor se desfășoară în condiții bune, zeci de pacienți ajunși în fața medicilor din mari centre universitare solicită lunar o adeverință care să le ateste calitatea de asigurat, deși au cardul de asigurat în mână. Au fost eliberate un număr de 19.647 de adeverințe în decursul celor 4 ani de zile. În 2015, 6.300, în 2016, 7.600, în 2017, 5.600 de card. Și aici facem precizarea că au fost și cazuri și sunt în continuare cazuri în care anumite spitale, în general din centrele universitare, chiar dacă te prezinți cu cardul la primire, solicită și adeverință de asigurat. În mod normal, n-ar trebui să eliberăm această adeverință dacă asiguratul are card. Dar am zis ca să nu punem pacientul pe drumul să fie trimis înapoi la casă, să fie trimis înapoi dintr-un centru universitar, îi dăm și această adeverință să plece cu ea din momentul în care pleacă la București sau la Craiova, pentru că sunt, într-adevăr, spitale care refuză această internare doar pe bază de card. O altă problemă cu care se confruntă cei de la Casa de Sănătate este legată de oltenii care confundă cardul european de sănătate cu cel național. În plus, nici informațiile pe care le deține acesta în dosarul medical nu sunt suficiente.